așa. Bună ziua! Și așa, facem o comandă dreaptă să ne acoperim. Ne spuneți când suntem gata și putem începe. Putem începe? Mulțumesc! Bună ziua, stimați cetățenii Republicii Moldova, bună ziua, stimați reprezentanți ai presiei, vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Astăzi am venit în fața dumneavoastră, eu, grădinarul Vasile, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, alături de mine sunt colegii consilieri municipali, domnul Roman Cujuhai, președintele fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău, de asemenea Zinaida Popa, vicepreședintele fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău. Astăzi am venit în fața dumneavoastră să discutăm despre una din cele mai importante probleme, în special în Chișinău, dar și în întreaga țară, este vorba despre construcțiile neautorizate. Ori, dumneavoastră știți că și în Chișinău și în întreaga țară sunt o sumedenie de construcții neautorizate în spații verzi, pe terenul monumentelor istorice, în spații publice, chiar și pe terenuri private, care afectează atât interesul public cât și interesul privat. Unica soluție a fracțiunii PAS pe acest subiect este demolarea necondiționată a acestor construcții neautorizate. Acum, cât este de gravă această situație și să avem câteva exemple ca să cunoaștem mai bine amploarea acestui fenomen, o să rog pe Zinaida să se refere la problematică, după care o să vă expun soluția propusă de către noi, de către deputați împreună cu colegii de la Minister, ca și măsuri la nivel central și, respectiv, o să rog pe Roman Cujuhari să se refere la soluția pentru problema municipiului Chișinău în combaterea acestui fenomen. Zinaida, te rog. Mulțumesc. Pentru început, cred că aș vrea să dau un răspuns la întrebarea de ce anume la Parlament. Ne întâlnim astăzi, fiindcă noi, consilierii municipali, împreună cu deputații din Parlamentul Republicii Moldova, lucrăm constant asupra problemelor strigente din Chișinău și ne unim forțele acolo unde este locul pentru a găsi soluțiile optime pentru a rezolva anumite probleme din Chișinău. Și astăzi este un astfel de exemplu. Vreau să menționez că în campaniile electorale, candidații la funcția de primar promiteau că vor lupta cu construcțiile ilegale. Însă, odată ajunși în funcție, uitau cei ce și-au asumat. Așa este și în cazul primarului nostru, Ioan Ceban, care nu a demolat încă nici o construcție. Ba mai mult, chiar pe alocuri, sunt dovezi chiar și de înțelegeri meschine. În acest context, vreau să vă aduc aminte de renumitul video al lui Ioan Ceban din campania electorală, unde el promitea că se va urca pe buldozer și va demola construcțiile ilegale chiar în primele 3 luni de mandat. Ceea ce vedem noi, 0 construcții demolate, problema construcțiilor este în creștere. Sunt niște vorbe goale, ca de altfel multe altele. Permiteți-mi acum să enumer câteva exemple clasice de construcții neautorizate, cu dosare pierdute chiar și în instanțele de judecată, însă primăria municipiului Chișinău nu a întreprins nicio măsură pentru a opri lucrările sau pentru a le demola. Ca spre exemplu, avem cazul construcției de pe Coca 7, unde a fost ridicat un bloc locativ cu 10 etaje. Inițial, acest lot de teren a fost dat unei familii nou create, dar ca într-un final să vedem un bloc construit cu 10 etaje fără acte permisive. Cu toate acestea, locuitorii, locatarii din preajma acestui bloc care a fost ridicat, a sesizat autoritățile publice locale de nenumărate ori. Iar într-un final a fost emisă și o decizie a instanței de judecată care a constatat ilegalitatea acestei construcții. Însă nici după această hotărâre primăria nu a făcut nimic pentru a opri lucrările. Iar primarul Ion Ceban a închis ochii și a devenit anemic. De ce a devenit anemic? Fiindcă cu proprietarul acelei construcții a făcut barter, să zicem așa, în schimbul unei amenajări a scoarului de pe strada Bucuriei. Un alt exemplu este construcția de pe strada Caragiale 24, unde compania de construcții Vasi Group a ridicat un bloc multietajat fără respectarea prevederilor legale privind executarea lucrărilor de construire. Blocul se află la câțiva metri distanță de casele private ale oamenilor. Acolo oamenii au muncit o viață ca să-și ridice o casă și să trăiască în pace.
dar ca mai apoi să vină un agent economic care să facă un contract de societate civilă și să ridice un dita mai bloc de locuit care supune riscului viața acelor oameni și încalcă orice intimitate admisibilă, geamurile și balcoanele acelei case fiind chiar deasupra ogrezilor acelor oameni. Și aici oamenii nu au cedat, au scris numeroase petiții, au mers în instanțe și chiar au avut câștig în unele dintre spețe. Vreau să vă aduc aminte despre vestita construcției de pe strada Mircea cel Bătrân 15, Braus Imobiliare, unde deja urmează să fie finalizate lucrările de construire a 3 blocuri de peste 22 de etaje. Chiar dacă conform planului urbanistic general, o porțiune din acel lot este codul C7, iar această zonă cu acest cod este incompatibilă cu cea de locuință. Dar în practică și în realitate avem exact inversul. Avem locuințe acolo. Iar urmările grave trebuie să le asume nu primarul, nu autoritatea publică centrală, iar locatarii din preajmă. Ei sunt cei care suferă. Un caz similar este construirea blocului din strada Melescu-Spătaru 11, unde tot este codul de reglementare urbanistică care nu prevede construirea spațiilor pentru locuit. Un alt exemplu, construcția unui bloc locativ de pe strada Alba Iulia 128-130, un alt exemplu de construcție unde a fost eliberată documentația de urbanism, doar că încălcând legislația, fiindcă nu au fost prezentate acordurilor tuturor vecinilor, așa precum era prevăzut în PUZ. O altă construcție la care noi chiar consilierii PAS am fost sesizați de către locatarii din preajmă este construcția de pe decibel 5. Și aceste construcții pot continua. În Chișinău există o mulțime de astfel de cazuri, iar autoritățile publice locale, dar și cele centrale, nu au întreprins măsuri până acum pentru a opri acest dezastru urban. Primarul Ion Ceban de fiecare dată se justifică că nu are pârghii legale pentru a demola construcțiile neautorizate. Asta este cauza principală pe care el ne-o vorbește. Dar ce a făcut primarul Ion Ceban și, apropo, viceprimarul Fadei Nagacevski, care a fost ministrul din partea a PSRM, ministrul justiției și, în general, guvernarea PSRM și primarul Ion Ceban, ca să se găsească aceste pârghii pentru această problemă majoră din municipiul Chișinău? Răspunsul este nimic. Timp au avut suficient ca să găsească împreună soluții pentru oraș, dar s-au soldat cu zero. Dar iată că colegii din Parlament și Guvern au creat o bază legală, iar acum rămâne doar să fie aplicată. Și rog colegul meu, Vasile Grădinaru, să ne expună mai multe pe acest caz. Cât este de gravă situația, cred că este foarte clar, foarte explicit a vorbit doamna Popa la acest subiect și probabil cei care au trecut măcar o dată pe Bulevardul Dacia au văzut cum s-a făcut un euroremont la o subterană doar pentru ca să construiască ilegal un bloc care acoperă lumina cetățenilor din blocul locuit din preajmă. Sau cum vor avea de suferit zeci de mii de oameni în preajma Puzului aprobat la Burebista, Sarmisegetuza, de exemplu, da? Dar pentru asta agentul economic a finanțat niște lucrări într-un parc și multe alte mizerii de genul ăsta. PAS spune clar, nu putem să avem niciun târg cu cei care încalcă. Unica soluție este demolarea. Adevărat, domnul Ceban în campanie povestea că o să demoleze, până acum n-a demolat nimic și nici nu a creat o bază legală. Fadei Năgăcescu, fiind ministrul justiției în perioada când Ion Ceban era primar deja și avea în sertarul său proiectul de regulament de demolare, care nu a încercat să-l aducă în guvern pentru a fi votat. Cei ce n-a făcut el, am făcut noi. Ne-am așezat un grup de deputați din Parlamentul Republicii Moldova, împreună cu colegii de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcției, împreună cu colegii de la Ministerul Justiției și am elaborat acest document care se numește Regulamentul de demolare a construcțiilor neautorizate și a defășării arborilor neautorizați, plantați neautorizați. Acest regulament, ca să fie clar cum el funcționează, pentru că deja am avut mai multe telefoane, solicitări, bună ziua, veniți vă rog frumos și demolați construcția de lângă casa mea care este neautorizată.
Deci lucrurile se întâmplă nu chiar așa, ele au o claritate descrisă în acest regulament, care pe scurt o să vă descriu. Întâi și întâi trebuie să fie clar că pot fi demolate construcțiile neautorizate în privința cărora există decizie definitivă și irevocabilă a instanței de judecată care dispune demolarea construcției. Deci trebuie să fie un proces de judecată, este decizia, în baza deciziei se dispune demolarea. 2. Cine poate solicita acest lucru? Pentru că construcțiile neautorizate pot fi ridicate fie pe teren public, fie pe teren privat. În acest caz, inițiativa poate veni de la persoana interesată, fie că este vorba reprezentantul administrației publice locale, fie că este vorba din partea AST-ului, fie că este vorba de o persoană fizică sau juridică care este lezată în drept și care merge cu cerere în instanță de judecată ca să-și obțină, să-și revindice dreptul încălcat și respectiv să solicite demolarea construcției. Și 3 este procedura propriu-zis de demolare, care este diferită în dependență de persoană de drept public sau de drept privat, în sensul acesta procedura este un pic diferită. Cea mai simplă este în cazul persoanelor fizice sau juridice care imediat ce au această decizie de demolare din partea instanței, fac o solicitare către beneficiarul acelei construcții să demoleze binevol. În situația în care în termenul legal nu este dat curs acestei solicitări, persoana fizică sau juridică demolează această construcție și îi înaintează nota de plată acelui beneficiar a construcției. În cazul administrației publice locale, acest proces este inițiat fie de AST, fie de organul administrației publice locale și trebuie să aibă loc în două etape. 1. Trebuie să existe întâi și întâi decizia Consiliului Local de a oferi bani pentru acoperirea acestor necesități de demolare și 2. Este propriu-zis demolarea care este fie efectuată propriu-zis de către subdiviziunile administrației publice locale, fie sunt contractate servicii specializate de la agenți privați, persoane juridice sau persoane fizice care propriu-zis exercită această demolare. Respectiv, în aceste condiții, cadrul legal este pregătit, este gata spre a fi aplicat. Deja a trecut o săptămână de zile de la aprobarea acestui regulament. Cred că toți reprezentanții administrației publice locale l-au văzut acest document și cred că sunt deja gata să-l implementeze. Acum, colegii din Consiliul Municipal Chișinău s-au autosesizat la acest act votat de către Guvernul Republicii Moldova și respectiv cred că sunt în situația în care să ia măsuri ca și consilieri municipali și respectiv să se autosesizeze și primarul general Ion Ceban pentru a lua măsuri anume pentru a implementa această prevedere și a combate acest flagel atât de periculos. O să-l rog pe Roman Cojuhari să pună referitor la soluțiile pentru municipiul Chișinău pe această dimensiune. Bună ziua! După cum au spus și colegii mei, problema construcțiilor neautorizate în municipiul Chișinău a devenit deja una cronică. S-au tot căutat justificări pentru a proteja ilegalitățile, fie a fostei conducerii a municipiului Chișinău, fie actuale. Precum că nu este posibil, că nu avem legi, nu avem regulamente și tot felul discuții pentru a nu demonta construcțiile ilegale. În municipiul Chișinău, fenomenul construcțiilor neautorizate este unul foarte grav. În privința unor construcții, au fost deja și decizii irevocabile ale instanțelor de judecată, altele se află pe rol, iar în privința unelor deja sunt și hotărâri chiar de demolare. Însă acțiuni din partea executivului, din partea primăriei municipiului Chișinău, după cum vedem, sunt zero. Primarul general justifică lipsa de acțiuni prin faptul că nu există legislație, că nu exista regulamentul de demolare a construcțiilor neautorizate. Iată că pârghii legale deja avem. Acum primarului Ion Ceban i-a rămas doar să le pună în aplicare. Noi știm că el va căuta vinovați. Va vorbi despre tot felul de probleme de la nivelul central,
va arăta cu degetul și toate astea pentru a redirecționa responsabilitatea pe urmerii administrației publice centrale. Va menționa că nu are bani, că nu are suport, că nu are suport în Consiliul Municipal Chișinău și multe altele. Scuze, întotdeauna dumnealui le va găsi. Regulamentul despre care s-a menționat, și anume cu privire la modul de demolare a construcțiilor neautorizate și de defrișarea arborilor și arbuștilor, prevede că demolarea construcțiilor neautorizate este în sarcina administrației publice locale. Consiliile locale urmează să privadă în bugetele sale resurse financiare pentru a demola construcțiile neautorizate. Iar executivul să execute demolarea prin intermediul subdiviziunilor sale sau contractând servicii de demolare. În baza hotărârii de guvern pentru punerea în aplicare a regulamentului sus menționat, în calitate de consilier municipal, am elaborat un proiect de decizie pe care îl voi solicita să fie introdus pe ordine de zi a Consiliului Municipal chiar de mâine și cu siguranță ca să fie susținut și votat, care prevede următoarele. Identificarea tuturor hotărârilor definitive și irrevocabile și prezentarea a unei liste de construcții neautorizate în decurs de 14 zile către Consiliul Municipal Chișinău. Atât deciziile irrevocabile, cât și cele care se află pe rol. Elaborarea unei modificări la bugetul Municipiului Chișinău pentru anul 2022 pentru a prevedea resurse financiare pentru demolarea construcțiilor neautorizate. Elaborarea unui plan de acțiuni privind demolarea construcțiilor neautorizate. Reiterez, baza legală este. Resurse financiare pot fi identificate. Urmează ca Primăria Municipiului Chișinău să aplice în practică și să elibereze Chișinăul de aceste construcții neautorizate, care urățesc acest oraș și pun în pericol viața chișinăuienilor. Bănuim că Ion Ceban și de data aceasta nu se va ține de cuvânt și parcă văd cum va ieși supărat și va spune ceva din repertoriul clasicilor, că încă n-avem, nu știu ce n-avem, dar era bine să avem. Voință trebuie să fie, domnule primar, voință. Vă mulțumesc și dacă sunt întrebări, suntem gata să răspundem la ele. Vreau să ne spuneți acum câteva definitive în cazul clădirilor neautorizate și care au fost. Asta și prevede proiectul de decizie ca să fie înaintate, să fie aduse la cunoștință Consiliul Municipal Chișinău lista exhaustivă la toate hotărârile definitive care sunt în privința constatării construcțiilor neautorizate, fie că chiar care dispun demolarea acestor. În discursul dumneavoastră ați menționat că cunoașteți deja câte, dacă ați putea să spuneți care sunt ele. Am menționat și colega mea Zinaida că a făcut referință la câteva, dar concret câte sunt, chiar nu cunoaștem, trebuie să fie o verificare de către executiv și să fie prezentate Consiliului. Decizia definitivă este la Coca 7 și la Caragiale 24. Da, mulțumim. Dacă ați putea să ne spuneți cam de ce buget este nevoie în primărie pentru ca în dependență, dacă nu știm chiar și numărul construcțiilor exact care este, ce fel de construcții sunt, aceasta trebuie să fie prezentată de către executivul primăriei și să fie evaluat care este suma necesară și pentru aceasta și-a menționat ca să fie prezentat în termen de 30 de zile către Consiliul Municipal Chișinău. Deci deciziile deja unele sunt. Noi vorbim acum că cele care sunt, acele urmează să fie aplicat regulamentul și să fie demolate. Deci ca să fie mai clar, există decizia... Da. În situația în care există decizii definitive a instanței și este obligat apeleul să se autosesizeze conform prevederilor prezentului regulament,
domnul Ion Ceban este obligat să execute această decizie. La fel cum este obligat să execute deciziile Consiliului Municipal Chișinău. Și în situația în care dumnealui nu își va onora obligațiile, va fi responsabil conform legislației în vigoare, fie că e vorba contravențional, fie că este vorba de penal. Nu știm exact faptele dumnealui în care context sau în care prevederi legale se vor încadra, acum nu putem să prevedem acest lucru, dar noi sperăm pe buna credință domnului Ion Ceban că își va onora obligațiile de care, pe care și le-a asumat atunci când a devenit primar general. Tocmai din acest motiv, colegii foarte corect au făcut, trebuie să avem o claritate câte construcții în general sunt, în privința câtor din ele sunt decizii definitive, câte din ele pot fi demolate pe parcursul acestui an sau următorului an, pentru că din punctul 3 decizii, din ce înțeleg eu, este ca să fac un plan de acțiuni, pentru că nu, ele sunt atât de multe că nu pot fi pur și simplu demolate toate în același an. Și trebuie să fie un plan de acțiuni făcut pe parcursul a mai mulți ani. Și astfel va fi clar câți ani avem, câți bani avem nevoie pentru anul 2022, 23, 24 și așa mai departe. Pentru ca să putem planifica. Dar toate aceste lucruri ar să facă în baza unor demersuri, în baza unor analize financiare care vor stabili clar devizurile câți bani avem nevoie. Și cunoașteți cazul că deja în locurile autorizate nu iesc oameni? Da, sunt situații același. Merge cel bătrân 15. 15 nu locuiesc, dar sunt procurate. Sunt procurate. Ele sunt, adică, ele au fost înregistrate ca și bunuri viitoare și deja sunt proprietăți ale persoanelor fizice sau juridice. Bun, acestea noi vorbim despre blocuri mari. Haideți să vorbim despre acest lucru. Pentru că în foarte multe construcții neautorizate lumea trăiește bine, mersi, și vorbim aici în special despre anexe. Probabil că ați văzut că avem butcu, butcușoare, butculiță, anex, balconașă, balconele, mai nu știu de care vreți, în care lumea efectiv trăiește. Dar acest lucru nu scutește de responsabilitatea de a demola construcția neautorizată. Pentru că avem în unele cazuri unde camera din cămin, dacă vorbim în cazul de cămin, are 18 metri și anexa are 50 de metri în afară, ca exemplu, da? Și multe alte chestii. Deci sunt construcții de diferite tipuri, nu neapărat doar construcții multietajate. Da, e clar că acestea sunt cele mai grave, dar sunt și cazuri când există și construcții mult mai mici, sau probabil nu odată am vorbit despre construcția de la Botanica, care este o casă, un duplex pe acoperișul unui bloc locativ. Duplex pe acoperișul unui bloc locativ. Și în care se locuiește, apropo. Dacă sunt oamenii, în cazul în care se ia duceți. Păi vor fi evacuați. Conform regulamentului, persoanele care locuiesc în aceste construcții neautorizate sunt evacuate. Păi pot să înaintez acțiuni de regres către agentul economic care, de la care au procurat aceste apartamente. Se vine cu acțiuni de regres. În regulament este expres expus acest lucru. Dar este și legislație civilă suplimentară la acest domeniu. Și eu vă mulțumesc, dacă nu sunt întrebări, vă mulțumesc frumos și venim cu mesajul: Ion, nu mai căuta scuze, implementează regulamentul de demolare și deciziile Consiliului Municipal Chișinău pentru a demola construcțiile neautorizate. Mersi. La revedere, zi frumoasă.